Nu știu de voi, dar în orice anturaj am fost eu, principala sursă de Caterinca era trollul. Fie că vorbim de echipa rachetă, colegi de clasă sau alte cunoștințe. Până la urmă, prieteni. Dar când aveam ocazia să ne înțepăm, o făceam direct. Adică la bune și la teste când dădeam în liceu. Nici bine nu scoteam și-o telefonul și deja simțeam o privire de șarpe. Copiezi! Faide! Te rog, eu nu! O, ba da! Hai mă, că rămân corijent! Doamna Dip copiază! Mam, și nu știi cum să ruși mai repede telefonul pe geam! Și clar că ăsta e cel mai minuscul exemplu. Eu, din fericire, mai mereu am ținut garda sus că știam ce raghileam pe lângă mine. Mai ales cum era tot în liceu. Deci la noi, ca să înțelegeți, 90 și ceva la sută din elevi să dea drace dacă nu erau fumători. Și când vine unul de 12 la tine, tu, boboc de clasa noua, și îi zice: bă, tu fumezi? Da, așa, ocazional. Și vrei o țigară? Aici e clar că nu-ți dă nimeni că ai tu ochii frumoși. Prost să fii să zici că vrei. Așa și-a luat-o muzii. Băiatu, vrei o țigară? Da, frate, da. Bă, dar nu prea ți-aș da. De ce? Ești mic, te apuci de pe acum, nici tupeu n-ai, o strigi degeaba. Ce tupeu, mă, am fumat o grămadă în baie. Da, a fumat în baie țigările altora. Sau cum ziceam noi, cel mai bun pachet de țigări ăla, altora, care e gratis. Știi ce zic? Hai mă, dă-și tu o țigară. Nu auzi, mă, că ești prea mic, că-ți tremură mâna în baie cu ea. Da, să vezi că nu. Uite, îți dau dacă mi-arăți că ai tupeu. Ha, mă, hai bine, hai. Intră cu ea în gură în baie. Simplu. Și cum intră musii în baie cu țigara în bot, se aude. Băi, nesimțitule, cine-i dirigintele tău? Nu. Ăia mari. Ba, să faci ăla prostii pe ăla. Exact, era directorul în baie. La o prostii pe ăsta să intre cu țigara în bot, cu directorul în baie. Na, atât s-a putut. Și stați liniștiți, asta nu înseamnă nimic pe lângă ce i-a făcut rockerul cu Pepsi. Doar gândiți-vă că 4 ani de liceu, musii a fost strigat căcăciosa din cauza lor. Așa, pe scurt, când ajungeam la liceu, de dimineață se făcea careu de la. Adică profesorul care era pus de serviciu ne alinia și ne striga clasa ca să intrăm în șir indian. O prostie dacă mă întrebați pe mine. Ei bine, și cum stăteam noi toți la rând așteptând să ne strige odată că era un frig afară de țingheța și apendicita, rockerul așa spontan îi dă pantolonii jos lui Musi. Toată lumea se holba la el, ăsta se înroșise la față de rușine. Și cum se apleca să-și tragă repede pantalonii, Pepsi și mai spontan îi aruncă mare cafea peste buci. I-a făcut chiloții maro. Și vă dați seama că ăștia ca niște prieteni buni s-au dus la el și au zis: Musi, îmi pare rău frate, a fost o glumă proastă, te rog să ne ierți. Da, de unde? Rockerul în gura mare. Pasă că capă el! Și după cum îl prindea striga: Căcăciosa, ce zici căcăciosa? Săracul nu mai așa a trăit. Se ducea la magazin să-și ia și el un suc. Căcăciosa, ce zici căcăciosa? Îl prindea pe hol. Căcăciosa, ce zici căcăciosa? La ora de sport când se juca fotbal. Căcăciosa, aleargă căcăciosa. Ori în băi. Căcăciosa, ce zici mă, te caci? Dar stați liniștiți, a răzbunat bine Musi pe ei. Nu-i fraier nici ăsta. Cum îi prindea, îi taxa. Prima dată l-a luat pe rockerul în primire. Așa, puțin context, noi aveam o profă de franceză. Cum să vă zic eu? Să zicem dificilă. La modul că spunea nota 2 dacă respirai puțin mai tare. Ei bine, cam tot liceul care făcea cu ea, inclusiv eu, eram în stare de curigență. N-a existat un semestru în care nu se rugau părinții și toți dirigenții de aia să ne treacă. Haideți, doamnă, vă rog eu frumos, treceți-l. Îi mai dau o singură șansă, îl ascult și dacă știe, o să-i dau notă de trecere. Bine, la mine mai era cum mai era. Mama era cu harneală, vrăjeală, mai vărsa și ea la oha două lacrimi. Actriță, ce să mai, când plecam de acolo, eu te dracu prostă, ce important o să-i crede. În schimb, la rockerul mergea altfel. Haideți, doamnă, vă rog eu, treceți-l. Îi mai dau o singură șansă, îl ascult și doar dacă știe, o să-i dau notă de trecere. Și când pleca de acolo, rupea pe rockerul cu bătăile până acasă. Când venea a doua zi, avea altă setare din fabrică. Uita de română. O, salule, copain, sa va? Trezbian. Dar totuși, ce legătură avea răzbunarea lui Musi cu asta? Păi ca să înțelegeți ce minte bolnavă are omul, ăsta și-a strâns banii din pachetelul lui de la școală. Deci ăsta-i plan gândit pe luni de zile că primea 2 lei pe zi, dacă și e. Și și-a cumpărat o boxă portabilă, Bluetooth. Ei bine, și cum erau ei? La ce oră credeți? Exact, la franceză. Liniște de mormânt. Băi, la ea la oră se auzea ceasul cum ticăie. Tic-tac, tic-tac. Aia era pe acolo, vulevu, carlevu, hapte, o joma, pelle, copii, d-astea. Alții tremurau cu urmau la ascultat și s-aude dintr-o dată. Cine-i nesimțitul? Mem, rockerul săracu mai să facă stop pe piept. Doi, afară nesimțitule. Acum ca să înțelegeți de unde s-a auzit, de la boxa lui Musi. Unde era boxa lui Musi? La rockerul în ghiozdan. Ce zici mă, că am cremenit, nu mai știa ce să fac cu ghiozdanul. Rockerul 2 afară, sunat diriginte, sunat părinții, punct, scăzut la purtare, maică s-a acasă. Ce faci mă, te uiți la filme pentru adulți în oră? A doua zi iar a venit cu altă setare din fabrică. O, salule, copii, sau va? Și nici Pepsi n-a scăpat, tremura carnea pe el. La fiecare început de oră își controla ghiozdanul să vadă dacă i-a implantat Musi boxa. Doar că omul nu s-a mai uitat și în bancă. Aoleu! Oricum, răzbunările astea continuă și în prezent. Păi dacă eram cu mașina cu rockerul și cu Musi și ne oprește poliția, control de rutină, nu că am fi făcut noi ceva. Doar că era ceva dubios. Vreo doi oameni cu cameră de aia mare de filmat. Bună ziua, agent Popescu, actele vă rog. Imediat să trăiți, dar auziți, oamenii aia de ce filmează? Sunt de la televiziunea locală, vor doar să facă un reportaj că am adus primele teste antidrog din județ. Ah, ok. Ei bine, și aici s-a prins beculețul rockerul. Domnul, da, să trăiți aici, ne face și nouă test de la de droguri?
dolari, doar șoferului. Aha, te-ai dus. Poftim? Lăsați că vedeți voi. Băi, și l-a luat pe ăsta să-l testeze. El era curat ca lacrima oricum, doar că testul ăla trebuie să-l ții în gură vreo 10 minute pe acolo. Râdeau și ea cu camere, rockerul se striga numai așa. La pușcărie, șoferule drogatule. Tu-și mă din gură, șoferule traficantule. Aveți ceva să-mi spuneți? Lăsați că vedeți voi, șoferule drogatule traficantule. Tu-și mă din gură, șoferule drogatule. Oricum, am așteptat ce am așteptat, testul a ieșit negativ și așa primul test la care a știut și mus în viața asta. Rockerul făcea numai dalea. Mă mir, n-are cum, mai faceți un test, șoferule drogatule. Celălalt polițist făcea, ce facem, mă, mai testăm o dată? Toate ca toate, dar cireașa de pe tort a fost când l-au postat aia de la televiziunea locală pe Facebook, pe Musi, cu fața blurată, ce-i drept. Dar oricum, la noi cum e orașul mic, toată lumea îl recunoștea, cu titlul șofer prins drogat la volan. Ideea care e? Musi când a fost testat a ieșit negativ. Ăia cu camere de filmat de la televiziunea locală au filmat doar ca să fac ei un reportaj că vezi, doamne, că poliția de la noi au băgat în dotare drag testul și de-astea, mândrie națională, ce să mai. Iar după vreo 2-3 luni de la asta, unul chiar a fost prins drogat la volan. Dar televiziunea locală ce s-a gândit? Face mare reportaj, dar noi nu am fost pe teren, n-am filmat nimic. Ia să folosim noi imaginile de acum 2-3 luni și să le blurăm fața. Și cine a fost ales la extragerea bingo drogatul? Musi. Și aici continuu. Bă, pe pagina de Facebook de la televiziunea Kazan asta apare câteva like-uri, 20 și ceva de bătrâni și încă câțiva rătăciți. Postarea cu Musi s-a dus lejer în 1000 de like-uri. Majoritatea aduși de rockerul și Pepsi. Cum? Trollul din comentarii, direct rockerul. Șoferule drogatule. Pepsi direct tag lui maică-sa lui Musi. Ia uitați, doamne, ce-ați crescut un drogat. Vine și ciorap pe spate, tag direct lui Musi. Ăsta nemericul din poză recunosc, eu nu mă oameni nevinovați pe stradă. Hua, hua. Și numai așa, oricum, au schimbat aia poza și au cerut și scuze, i-a amenințat asta direct. Vă dau o judecată! Că tot șeful ștergem, cum să puneți o poză cu mine? Păi am blurat-o. Păi și eu am fost prins sau ăla? Ăla. Și ce caut eu acolo? N-aveam poză cu ăla. Păi și atunci nu puneți poză. Da, am blurat-o. Vă dau o judecată. Nu vă rugam. Oricum, la capitolul bătaie de joc suntem numărul 1. Numai între noi. Încă de când eram plozi. Băieți, băieți, haide să jucăm fața. Da, ce idee bună. Nu si tu te pui. Dar de ce eu? Adevărat, adevărat, tu te pui. Dar nu e corect. Ce, vrei să numărăm? Da, așa vedem exact cine se pune. Bine, mă. Antante, dizemane pe, dizemane, Musi te pui. Dar nici n-ai terminat de numărat. E, detalii, detalii. Și după ce duceam toți lupta de convingere cu ăsta, se punea să numere, iar noi fugeam în casă. 70, 80, 90, 100. Cine nu e gata, le-au colopata. Rockere, cred că te văd după boscheți. A, nu ești, mi s-a părut. După 20 de minute. Băieți, băieți, unde sunteți, băieți? Haideți, ieșiți că s-a făcut târziu și trebuie să plec acasă. Băieți, gata, ieșiți, ați câștigat. Între timp noi. Și așa, oricât ți-ai bate joc de bunii tăi prieteni, doamne, doamne, ți le întoarce înapoi și râde el de tine. Păi dacă eram într-un supermarket pe perioada studenției, mai aveam 15 lei pe mine rupt în gură de foame, mai trebuia să rezist 3 zile până mă întorceam acasă. Așa că de la stomac am avut, să zicem, un semiconflict de ăsta interior. Dipule, e vorba de supraviețuire, concentrează-te, trebuie să rezist 3 zile cu 15 lei. Mam, ce-ar merge o țigară? Dar nu avem bani de pachet, deci luăm mâncare. Țigări la bucată. Noi mai dăm mai idei, luăm mâncare și punct, trebuie să mâncăm. Și după o masă sănătoasă merge o țigară canceroasă. Tași-mă din gură, depule. Îndreaptă-te spre raion și cumpără de mâncare. Stai pe loc, dacă fumezi îți trece foamea. Deja nu e foame, retardule. Și cum i-am ascultat eu intuiția, m-am dus la raion și bam, direct mană cerească. Îmi sar ochii pe niște cremvuști. Nu că cremvuști, o tonă de cremvuști. Ce ai, mă? Deci am găsit o pungă de un kil de cremvuști la 12 lei. Oh, good morning, cele combinațion, să mor 2-3. Cei drept lângă era un pachet cu 6 cremvuști la 13 lei. Și mi-a zis direct: "Iute, ce proști sunt ăștia, pun 6 cremvuși la 13 lei și lângă un kil la 12 lei. După au început iar vocile mele interioare. Dacă iei cremvuși ăștia, o să mai ai 3 lei rest. Du-te și cumpără o pâine. Nu l-a ascultat, bă, posta de 3 lei, îți iei 3 țigări la bucată. Butași din gură, luăm pâine. Ne. Cu toate astea, eram temător în ceea ce privește cremvuștii aia, sau ce erau ei. Pentru că un kil de carne de orice fel poate să fie și piept de râmă, ochi de muscă, limbă de rândunică, tot e mai scump cu mult decât kilul meu de cremvuși. Dar na, 12 lei sunt 12 lei până la urmă.
drum. Și m-am dus eu la casa de marcat, unde, ce crezi, bătrânelul din fața mea avea aceeași pungă de cremvâști. Parcă mai prinsese în curaj. Hai mă, că-s ok, dacă nu erau comestibili, nu mai erau ei în supermarket. Până la urmă suntem în alt de Uniunea Europeană, au controle de-astea, doar nu bagă ei o travă la raft. Și plus de asta și moșulică și-a luat, sigur a mai mâncat ăștia. Și văd că și trăiește. Bine, trăia mult spus, era prezent să zicem. Mai îmi dă de emoții din când în când, când respira. În fine, și cum stăteam eu la coadă palmând cremvâștii să nu mă vadă cineva cunoscut, se bagă moșulică cu mine în seamă. Ei, știți și voi cum sunt ăștia mai bătrâni, vor să socializeze și ei. Ai card aici la supermarket? Ce card? De ăsta de la supermarket, strângi puncte pe el. Păi, nu am. Dacă vrei, scanez eu, mai strâng și eu puncte. Da, sigur, fără grijă. Și îi dau cremvâștii și banii bătrânului să ia el direct de pe cardul lui. Na, omul voia să facă și el puncte. Luăm produsele și o luăm la pas spre ieșire. Și cum mergeam amândoi, el a rămas tot pe stilul vorbăreț. De când au băgat cremvâștii ăștia, numai asta cumpăr. În mintea mea, săracu, are pensie mică, îți dai seama, numai asta mănânc în fiecare zi. Doamne, ce se întâmplă în țara asta? După continuă. Deci stai să vezi cum așteaptă acasă, deci miros cremvâștii din pungă. Aici eu prost că nu m-am prins. Eu am luat-o pe d-alea grele, bam, metaforă. Cine mai exact? Laica și Matilda. Și nici aici nu m-am prins, am zis, bă, poate zice de nepoți. Vai de capul meu, toată familia e săracă, ce țară trăim? Cu toate astea, cum ne-am luat noi rămas bun prietenește, am luat-o fiecare pe drumul lui. Dacă nu mă uit în spate, moșul se urcă în bar, dai mașina. Păi stai prea așa că erai sărac, strângeai puncte d-alea, rup kilul de cremvâși la 12 lei, ce drag? Bă, deci nu mai înțelegea nimic. Și după mi-am dat seama. Mamă, ăsta cumpără cremvâși ca să le dea de mâncare la câini. Chiar și așa pot să zic că au fost buni. Adică în sensul că au fost buni când au intrat. Când au ieșit, a fost jale. Oricum, fie viața cât de grea, tot rockerul îți dă la joale mai rău. Chiar și Lucio Rap. Rockere, ia zi, ai ieșit biletul la loto? Cum, mă, cum mai sunt 5 ore până la extragere? După 5 minute. Rockere, ia zi, ai ieșit, mă, biletul la loto? Bă, te bat să mor eu. Da, mă, ca să înțelegeți, rockerul cu Ciorap joacă în fiecare săptămână la loto. E un fel de tradiție la ei. Doar că nu știu cum ăsta are încredere în raghila asta. Pentru că dacă ar fi să câștige vreodată Ciorap, ceea ce e imposibil, tot ce a câștigat el în viața asta a fost chiar cursa cu viața. Ajung să mor eu de nu ajung, pe ei mă ajung. Acum mă nasc, să mor 2-3 de ăștia ca mine, ca acum mă nasc, nu prea bine. Ce să mai, de atunci nimic, bă, nici măcar 50 de bani nu găsești pe stradă, las-o drag. Și cum ziceam, dacă se aliniază planetele, coboară îngerii păzitori, horoscopul ia harcana, rocker învață diferența dintre ca și decât, doar atunci are șanse să câștige. Și dacă e să câștige, 100% rockerul îi ia biletul și dispare. O, e embarasado el soi mucha cuba libre, borabora, hapte-o. Înțelegeți voi și probabil că vă întrebați, dar cum să-i fure, mă, biletul? Păi rockerul pune ambele bilete. De ce? Pentru că Ciorap nu înțelege cum să pună. Bine că știe la sărăciile alea de păcănele, chiar și așa, nici la alea nu stă wow, pierde bani în continuu, cum e logic, că na, de-aia e păcănea, să pierzi bani. Iar când câștigă și el 1% din tot ce a pierdut în viața asta, nu știe cum, se laudă. Bă, 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 alo, da? Mi-a dat uliuri de-alea, bă. Ce ți-a dat, mă? Uliuri. Ce s-alea? Da-stea, mă, la păcănele mi-a dat uliuri, am câștigat. Uli ce? Uliuri, prostule. Dar cum se scrie? WILD. Se zice wild, handicapatule. De unde, mă, că sunt uliuri de-astea pe ecran? Ești prost, nu auzi că e wild? Da, mă, da, dar arată uliuri. Adică un fel de vulturi? Da, seama cu un vultur. E uliu, mă, prostule, pasă de aia mare, e uliu, ce ești așa prost? Doamne, tu te dracu de prost, n-ai auzit de uliu? Măcar dacă era uliu, mă. Uliu, mă, băule, mai treci pe la școala Ustu uliu, dar ce e uliu, maniu, e bulevard? E uliu, prostule. Exact, cam așa stă Ciorab la capitolul jocuri de noroc. Nu știe ce face, dar el se joacă. La fel și la loto. Rachete, te-ai dus la loto? Încă nu. Când e extragerea? Duminică. Și nu punem și noi? O să mă duc mai încolo. Să-mi pui și mie, să nu mă te rog eu. Bă, Ciorap, dar tu de ce nu spui tu singur? Nu înțeleg, frate. Păi ce e așa greu, mă, încercui 6 numere și aia e? Nu e, mă, că e cu tabele cu astea. Așa și? Când am pus ultima dată mi-a cerut aia vreo 30 de lei. Cred că m-a fraiezi. Rockerul dă câte 15 lei pentru amândoi. Păi dacă ai completat toate variantele. Ha, mă, iar încep. Ce variante? Am luat un bilet și l-am încercuit pe acolo. Păi da, mă, dar ai completat 3 bilete. Ești prost rău de tot. Nu auzi că am luat doar un bilet. Da, mă, de teteule, dar biletul ăla nu ai văzut că are 3 seturi de numere. Așa și? Păi un rând ăla e un bilet. Ești prost rău, ce nu înțelegi, am luat un bilet și atât. Bă, tâmpitule, o foaie de aia are 3 bilete. Trebuie să completezi doar un rând de numere ca să pui un bilet. Adică ce vrei, mă, să zici? Un bilet are 3 bilete? Eu ce prost e ăsta, mai târziu, mă, până la școală, prostule. Cine mă călbat? Prostul, dracu prostul. Da, mă, uneori are pitiș pe creier. Ia zici ora, pe ce numere vrei să spun? 12, 43, 23, humuhu.
nu vrei, mă, să le țin și minte. Ai dreptate, hai că vin cu tine acolo. Doamne, trimite-mă un mesaj cu numerele, ce e așa greu. Ah, da, hai că trimit. Și cum ajunge rockerul acolo să pună biletele, vede? 65, 54. Doamne, cât de prost e. Ce s-a întâmplat, mă? Uite ce numere mi-a pus ăsta. Mam. Da, a pus peste 49. Mam.